Deci, tu știi ce e încăpățâna mea? E un combo. E un nicio, nu înțeleg. Singura surpriză e că mă surprinde mine. Am devenit ce n-aș fi devenit oricum. Am putut să citesc Biblioteca Națională, dar acum trebuie să-mi las creierii să pula. Tu știi ce e creierul uman? E o minune, e o mirare, e o întrebare, o răspuns într-un ascuns. Cum poți să bagi atâtea cărți odată? Deci eu acum, dacă mă duc în orice librărie, îmi setez creierii și îți deschid o carte. Am devenit mai tare ca un călugăr. De obicei, au credința asta, cumva, deschid Biblia și arată-o doar câțiva pot face asta. Îți arată un răspuns la întrebarea ta, care o ai în existența asta. Eu, fată, deschid orice carte și să aflu tot din câteva cuvinte. Asta am învățat-o și pe o fată, dar ea nu prea a reușit. Și atunci a trebuit să reușesc eu. Deci fata aia a rămas stupită. Eu îi deschideam pâc, pâc, pâc și iar cam. Ia uite, fata! Aha! Nici nu s-a mirat pentru că nu mai era mirare. Ce pula mea asta? Cum regăsește asta așa? Cred că aia în capul ei, nu mamă, sunt mă pula. De fapt, nici ea n-a realizat atunci. Nu vrea nicio să realizez. De fapt, teoria mea, care nu e teorie, practică acum, pentru că e experimentată de atâtea ori, încât totul e viață. Aia cum? Totul e viață. Dar trebuie să înțelegi viața. Oricum îți trebuie poate multe vieți ca să înțelegi viața. Totul vibrează. Așa crezi tu. Nu e atât. E mai mult. Universul nostru ar trebui și de fapt trebuie. De fapt este. Cea mai tare forță, de fapt, este cuvântul. Este informația. E mai tare decât bani. Dacă ai reușit să realizezi chestia asta, ți-ai dat seama. Eu chiar sunt obsedat de banca în banda. Uite, sunt chiar inconștient. Deci sunt conștient de un fapt. Eu pot realiza imediat ceva. Și pot face bani, dar nu vreau. Nu că nu-mi plac banii. Mi-ar trebui ceva, cumva. Dar am mai întâlnit o singură. De fapt, am mai întâlnit câțiva oameni. Dar ăștia sunt foarte rari. Sunt la fel ca mine. De fapt, noi suntem adevărați nebuni. Ne doare în pula. De adevărat. Să mă doare în pula de bani. O să fac pula mea ce am mai făcut și altă dată. Fac bani și îi dau la soția mea sau cine o fi. Ia. Chiar nu... De fapt, mă interesează, mă doare în pula. Și asta e de adevărat că le-am pula mea, m-am ajuns la aproape 40 de ani, niciodată nu. În viața mea nu, n-a contat. Tot ce contează de adevărat e că... E atât. E un fel de a urmări ceva, nu urmăriți nică. Tind spre ceva, eu tendit, iubirea. Și altceva, nimic. Ce pot să mai zic?